În direct, oameni buni, în exclusivitate, aveți ocazia să vedeți convorbirea pe Facebook între Georgiana și agresorul ei, care timp de o săptămână oamenii ăștia au vorbit pe Facebook. Mergem la Timișoara, suntem în direct cu Georgiana, Georgiana Radu și Sorin Pescarovici, avocatul Georgianei, omul care spune: domnule, am fost șocat când am văzut-o pe această fată, parcă o lovise tramvaiul, acestea au fost vorbele de mai devreme. Vedem conversațiile pe Facebook. Înainte de asta, Georgiana, vreau să te întreb de ce a trebuit să treacă destul de mult timp ca să mergi la poliție. Pentru că mi-a fost frică. Teama. Să merg. Teama că s-ar putea să-ți facă mai mult rău? Exact. Da. Nu am vrut nici măcar să mă duc la spital. De aceea am ajuns în data de 28, ziua în care am fugit, am ajuns după masă spre seară la spital. Dar știi, tot de frică că m-ar putea aștepta undeva, că ar putea trimite pe cineva să mă aștepte, având în vedere că făcuse și poză. Când aveam ochiul umflat negru, când aveam rana deschisă la față, eram practic de nerecunoscut față de starea mea naturală, dar exista o poză cu mine în starea mea de atunci. Dar Georgiana, cum ai putut să stai cu durerile? Și putea să mă recunoască. Georgiana, cum ai putut să stai cu durerile alea, cu desfigurată, cu trei coaste rupte, bătută așa? Numai o secundă, că apoi vedem și conversațiile pe Facebook. Pe mine mă... Greu. Greu de tot. E atât de greu să suporți anumite dureri care se întâmplă oarecum zi de zi uneori, dar să suporți atâtea lovituri și o durere de la trei coaste rupte, care la fiecare act de a inspira simți că te prăbușești, e groaznic. Bun. Să știi că mai ai un... Zi, să știi că mai ai? Să știi că mai ai și o tăietură pe față, de la care îți va rămâne semn, și multe alte vânătăi pe aproape tot corpul, e cu atât mai dureros. Haideți să vedem convorbirile pe Facebook între tine și Claudiu. Sunt mai multe momentele și colegele mele vor să te întrebe destul de multe lucruri. E vorba de Mădălina Petre și Liliana Levința, dar haideți să vedem prima ta convorbire pe Facebook între tine și iubitul tău, între Claudiu. Ai fost la spital? Din reflex am intrat pe ăsta până mi-am dat seama. Mă simt rău, mă dor toate, sunt aproape desfigurată la față, tăietura se vindecă prost, am coaste rupte. Ai fost la spital? Sunt umflată și vânătă pe tot corpul, da. Când? Ce contează când am fost? Am fost și cu asta basta, de acolo știu că am coaste rupte cu care mă chinui acum, în fine. Acolo s-a făcut autosesizare, a venit și poliția? Te întâlnește rog cu Gianina să-i dai lucrurile mele? Da, azi le aduc. Nu a venit nicio poliție, n-a venit nimeni. Mai am haine pe uscător și în coșul de rufe. Nu ți-au cerut să dai declarație? Am strâns tot. Și în dulapul de pe hol toți pantofii și geaca, și în dulapul din cameră, și în ăla din mijloc, și în spate, jos, sub umerașe. Îi duci, te rog frumos, tot? Absolut tot, te rog. Și banii pe care i-aveam în geantă, lasă-i, te rog, acolo, pentru că nu am nimic. Îi duc tot. Ok, mersi. Cu plăcere. Ai de gând să depui declarație? Nu știu ce am de gând să fac acum sau mai încolo. Sunt praf și pulbere și fizic și psihic. Convorbiri între tine și Claudiu în săptămâna de după acest incident. Vor să te întrebe și fetele de aici din platou de diverse lucruri. Liana, vrei eu să zici ceva? Da, eu, Gianina, vreau să te întreb. Georgiana. Georgiana, după ce... ai trecut prin această suferință de foarte multe ore în care ai fost bătută, mă rog, ți s-a smuls părul din cap, tăiată și așa mai departe. Explică-mi și mie cum după o săptămână tu îl învățai pe omul ăsta cum să spele cu mașina rufe. N-a fost în materialul ba de da, mai devreme. N-a fost. Da, eu am citit în mesaje. Să le spune celor de acasă, că cei de acasă nu înțeleg. El te întreabă... Liana, haide să vorbim despre ce s-a văzut, că la o să vadă oamenii imediat. Nu s-a văzut nimic, decât că ea îi cere niște lucruri, să-i dea lucrurile înapoi. Dar în mesajele tale sunt foarte multe lucruri care mie îmi ridică extrem de multe semne de întrebare. Aveți discuții destul de dese despre faptul că amândoi trebuie să faceți terapie, că amândoi sunteți varză, că tu i-ai făcut lui ceva foarte urât și că o să trebuiască să treacă mult timp până își revine. Ceva e putred aici, adică tu nu spui tot.
Eu am avut impresia, citind tot acest material pe care îl am în mână, mi-a fost oferit de către producători, eu am avut senzația că citesc un capitol din 50 de umbre ale lui Grey. Scuză-mă că spun. Bun, haideți să răspundă și Georgiana, pentru că la urma urmei este o femeie care săracă a trecut prin aceste traume. Ce ziceți, domnul avocat, că vă văd că aprobați din cap cumva. Mi-e greu să mă pronunț și cred că ar trebui să ne gândim puțin înainte să tragem o concluzie cu privire la aceste discuții. Trebuie să luați în considerare aspectul că Georgiana trecuse printr-o traumă majoră, atât fizică cât și psihică. Dar dumneavoastră ați citit, bănuiesc, mesajele, nu? Da, ați citit mesajele toate citit. Și n-aveți, nu păi aveți niciun semn transmis, de întrebare? Eu l-am transmis, domnul avocat, ni l-a dat. Știu exact că ni l-ați dat, dar n-aveți niciun semn de întrebare la toate acele discuții? Adică familiaritatea, căldura cu care își vorbesc după o săptămână, nu vă supărați, oricine își dă seama. Nu după o săptămână, doamnă, este o greșeală mare. După trei zile. După trei zile, cu atât mai mult. În săptămâna dinainte exact de a merge la poliție. În șoc? Deci în acel șoc, ea îl învață pe el cum să spele rufe la mașina de spălat? Bun, haideți să vedem și materialul ăsta ca să înțeleagă și lumea despre ce este vorba, această conversație pe Facebook, ca să avem tot tabloul acestor evenimente. Pe ce program spălai tu la mașina de aici? Învârți spre dreapta de trei ori, cred. Primul program are un semn mai ciudat, ca o căniță laborator cu gura în jos. În jos și un ghem de bumbac, parcă. Semnul ăla cu căniță îl găsești desenat sigur la al treilea program. Sau al patrulea, nu mai știu exact. O să mă uit că nu sunt acasă. O să vezi. Ok. Ok. Mersi, o să-ți trimit o poză și dacă vrei, te rog să-mi arăți butonul. Ok. Ți-aș fi recunoscător. Ok. Discuție de pe Facebook, Georgiana, dintre tine și cel care te-a agresat 22 de ore. Despre discuția asta vorbea Liliana Levința, că îi se părea nefirească după ce se întâmplase. Știu ce s-a întâmplat. Tu poți să ne spui mai mult, știu, ca sigur. Știu exact, știu exact despre ce vorbea și pot să vă spun și motivul pentru care am răspuns. Am intrat pe contul de Facebook și am văzut că mi-a scris, fiind atât de speriată și de panicată în momentele respective, că și-ar putea Nu, stai că nu se aude, s-a întrerupt, încercăm să restabilim legătura. Mădălina, tu ce zici? Eu, în primul rând, vreau să spun că eu combat, adică cu toții combatem violența domestică, ferească Dumnezeu, ferească așa Dumnezeu de așa ceva, indiferent că de circunstanțele. Nu se poate să spuneți că fata asta s-a bătut singură. Nu, în niciun caz. Nu, n-are cum. În halul ăsta sau cum apare, nu are cum. La fel ca și Liliana, am aceleași întrebări. În primul rând, suntem femei și am aceeași problemă. Eu, dacă m-am certat cu soțul sau cu vreun ex, mai știu eu ce, păi în trei zile nu vorbeam despre mașina de spălat, de la o ceartă minoră, de ce ai pus paharul acolo. Corect. Zic. Adică, hai că ți se pare că discuția era prea intimă. E prea familiară, prea intimă. Ok, știu ce înseamnă un șoc post-traumatic. Eu am avut unul de la un accident de mașină. Deci știu clar ce înseamnă panică, știu ce înseamnă stres. Știu că, într-adevăr, poți fi incoerent. Iartă-mă... Nu cald. Iartă-mă, Georgiana. Așa mi s-a părut că erai foarte coerentă când ai povestit. E posibil ca după ce au trecut atâtea zile și ea s-a mai obișnuit cu situația, da, sau... Georgiana spune foarte clar că era frică de el și de asta cred că e... El îi spune, ce mi-ai făcut tu mie nu e normal și ușor de iertat. Și ea spune, am înțeles, îmi pare rău. Pentru ce îți părea ție rău, că nu pricep? Lăsați-o să ne răspundă, vă rog, da, frumos. Da. Georgiana, te rog, uite, haideți să ne răspunzi la ultimul mesaj pe care l-a citit Liliana Levința. Da, știu ce am scris și știu și motivul pentru care am scris toate acele lucruri și de ce am vorbit în acel fel cu el. Pentru că mi-era frică. Nimic mai mult. El m-a amenințat că mă dă pe mâna proxeneților, m-a amenințat că dacă fug pot să mă ascund și în gură de șarpe, mă găsește și acolo și când mă găsește nu va fi bine. Eu, în momentele respective și în momentul în care am văzut că mi-a scris, a trebuit să-i răspund pentru a-l păstra calm. A trebuit să păstrez un anumit ton cu el, ca să, calm, ca pentru să-i dai impresia că nu o să te duci la poliție, că o să fie calm. Okay. Și el avea un ton calm. Să nu-l enervez mai tare, să nu îl fac să ajungă să pun în aplicare toate acele amenințări. Acesta a fost singurul meu motiv. Eu, în momentele respective, de frică, de panică, așa am gândit. Și așa de ce te roagă să-l lași în pace? De ce și te așa roagă? Am făcut. De ce te roagă? De ce spune de nenumărate ori? E foarte contradictoriu. Nu ne lăsăm în pace. E foarte contradictoriu.
e foarte contradictoriu. În, cu o zi sau două înainte de a merge să depun plângere la poliție, sau, nu, scuzați-mă, săptămâna trecută, joi, dacă nu mă înșel, mi-a transmis printr-o prietenă că el nu vrea să mă mai vadă, că dacă mă vede, mă bate iar. Dar în același timp recunoaște că merge și dă ture și se plimbă tot timpul în zona în care stă prietena mea, care da, a adus el... Și despre ce terapie pentru vorbea? A vedea dacă sunt acolo, pentru a vedea dacă sunt acolo, că este greu, este dor de mine și vrea să mă vadă. Vi se pare normal, coerent din partea lui să spună două chestii total opuse, draga, în aceeași mea, seară? Draga mea, mi se pare mie coerent nu. Să-l înveți să spele rufe la mașină după ce te-a desfigurat. Despre ce vorbim știu, aici? Știu. Păi, nu. Dar deci eu tu nu spui, tu erai, în, erai momentul... în altă parte, Georgiana, erai în altă parte, nu erai în fața știu. Lui să-l păstrezi calm. Vorbeai cu el pe Facebook. Nu există legătură. Nu există. Georgiana, el ai nu trăit există, în relația cu el? Nu aveam cum să stau. Georgiana, eu nu relația cu el ai fost mereu traumatizată? 24 de 24, domnul Cătălin, nu aveam cum să stau te 24 de 24 închisă în acea casă. Dar vreau să te întreb, în relația cu el ai mai avut conflicte? În relația cu el ai mai avut conflicte? Da, am mai avut. Adică am mai fost am agresiv mai cu tine? Cu el, am mai... Poți să întreb și eu ceva? Am mai agresiv cu el. Am mai bătut-o de două ori, domnul Cătălin, dacă îmi dați voie. Da, vă rog, spus, ziceți, a spus și el în material. Am mai bătut-o de două ori. Eu vreau să te întreb altceva, Georgiana, la fel, ca de la fată la fată. Eu nu am venit aici să judec pe nimeni, nici pe tine, nici pe el. Situația nici este... Nici eu nu judec, doar nimeni că nu judecă, ce da. Spune. Ok, acum. Eu mai am o întrebare. Tot din vasta discuție de pe Facebook, că n-am înțeles. Voi cum v-ați cunoscut? Adică lucrați împreună sau ce lucrați împreună? El are o firmă de construcții în Belgia, de construcții și renovări, și eu lucram pe partea de birou. Lucram împreună pentru el. Am înțeles, deci practic... Și făceam munca administrativă, ca să spun. Tu erai secretara lui, chestie de... Ori... Ceva de genul. Ok, și când te-a bătut prima oară, de ce n-ai plecat? Că îl iubea, că poate s-au gândit că... Am plecat. Prima oară. Am plecat, am stat o săptămână departe de el, m-am întors. Și a doua oară pe nimeni, Liliana. A vrut să mă întorc, a vrut și eu să mă întorc. Și a cerut iertarea și m-am întors. Auzi, dar a mai existat și al doilea episod de agresivitate. Mie mi se pare că... am stat o lună departe de... De el și tot te-ai întors. Mie mi se pare că... Da, tot m-am întors și... Părerea mea este că ești destul de inteligentă și nu pare a fi o persoană cu un IQ sub mediu. De aceea consider că, în afară faptului că ești o victimă a acestei relații și o victimă a lui, clar, și psihică, și că te domina într-un fel sau altul, te domina și psihic, probabil și financiar, da. Că am văzut că îți cerea niște pinuri de la niște carduri, nu știu, nu? Ale lui. Da, ale lui. Ale lui. Okay. Nu, erau cardurile lui. Erau cardurile lui. Bun. Ok, deci exact cum am zis. Asta nu înțeleg. Totuși nu pare a fi o fată, iartă-mă expresia, bătută în cap. De ce te-ai întors? Ok, prima mulțumesc, dată te-ai întors, da. A doua oară? La fel? Pentru că l-am iubit, pentru că am văzut în el dorința de a se schimba și pentru că chiar am crezut că o să se schimbe. Dar câte cazuri de genul ăsta și nu sunt? Câte cazuri de femei care au fost bătute odată, nu s-au întors nu din dorința se... de a fi mai bine? Te înțeleg, Georgiana, ce spui. Îmi promisese că nu se va mai întâmpla și... Chiar văzusem în el dorința de a deveni omul care a fost la început. Chiar văzusem în el acea părere de rău care trebuia să existe în mod normal. Da, uite. Și a fost ok. De ce el îți spune ție, eu sincer sper să nu-mi faci mai mult rău decât mi-ai făcut și să mă lași definitiv în pace. Te întreabă de nenumărate ori dacă îl lași în pace. Despre ce e vorba aici? Cu lăsatul în pace și despre ce terapie vorbește? Nu, dar nu eu am fost cea care a scris. Nu eu am fost cea care a scris. Dar el îți rogă să-l lași în pace. La ce se referă? Lămurește-ne la ce se referă. Dar eu l-aș fi lăsat în pace cu cel mai mare drag. Eu l-aș fi lăsat în pace cu cel mai mare drag. Nu eu i-am scris prima, el mi-a scris primul. Am înțeles că el mi-a scris primul. Ți-a scris primul. Dar el se referă de multe ori la terapie. La ce terapie se referă? Asta nu am idee, pentru că nu l-am întrebat și nu mă privește pe mine. E strict problema lui, idee? Ca să spun el îți spune de terapie fel. Și nu, tu nu-l întreb nimic? El îmi spune, dar el m-a întrebat pe mine? Nu, m-a el întrebat ți-a spus, dacă sunt ok, dar în timp ce dădea... El ți-a spus că sunteți varză amândoi. El m-a întrebat pe mine dacă draga mă dura. Draga mea, ți-a spus așa, suntem varză amândoi, trebuie să facem amândoi terapie. Și tu nu-l întrebi nimic? Ce terapie, măi băiatule, că tu ești nebun. Nu i-ai spus nimic de genul ăsta. Repet, da, tu nu erai lângă el.
Erai în altă parte. Știi, uite, vreau să te întreb eu, Georgiana. Da, aveți dreptate, aveți dreptate, dar să simțiți un sentiment de frică, cum era teamă, era frică eu, că oricând ca i-a încercat acel, să liniștească. Exact, ca sentimentul acela de frică care l-am simțit eu la același nivel. Să vedeți dumneavoastră poate cum vă comportați atunci. Dacă Georgiana, îmi permiteți, domnul Măruță. Vă rog, domnul avocat. Vă rog. Vreau să vă spun că mi-a fost mie foarte greu să o conving pe Georgiana să depună plângere. Ea se temea pentru viața ei. Ea se temea că o va găsi acest nemernic și va curma viața. El o căuta prin oraș. Dădea ture cu mașina în cartierul respectiv, pândind-o. Oricum e incredibil cum a rezistat aceste 22 de ore săraca de ea. Și mai este un aspect demn de luat în seamă. Dacă ați observat din conversațiile de pe Facebook, Georgiana i-a cerut să-i dea lucrurile. Ei, ce credeți că a făcut acesta? A strâns toate lucrurile, niște sacoșe, și le-a dus într-un garaj. El practic și-a șters urmele, pentru că în urma conversației și-a dat seama că Georgiana poate suferi chiar și un deces și încerca să șteargă urmele. Eu cred că exagerați, domnul avocat. Eu cred că exagerați foarte tare. Nu exagerez și vă spun de ce. Dumneavoastră, dacă ați citit aceste mesaje, este imposibil să nu vă puneți semne de întrebare. N-aveți cum. Faptul că el a dus lucrurile într-un garaj este atât de puțin important în discuția noastră, încât nu vine să crede ce spune să ăsta. Ba este important. De ce? Este important și vă spun și Georgiana, de ce. Pentru că poliția a fost ieri la fața locului și a făcut o cercetare la fața locului. Vreau să vă spun că era lună apartamentul, cu reparațiile aferente făcute în casă.